Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, speră ca măcar a treia oară să fie cu noroc și cât mai mulți concurenți să se înscrie la concursul pentru funcția de arhitect șef al municipiului. Nici măcar o persoană cu diplomă de arhitect nu s-a arătat până acum interesată să ocupe postul respectiv. Vechimea în specialitate este de numai 5 ani. Candidații vor avea la dispoziție o bibliografie din care vor susține concursul. Persoanele interesate pot depune dosarele în perioada 21 iunie-10 iulie. Data de susținere a probei scrise este 22 iulie. Sperăm ca de data aceasta să avem mai mari șanse să vină cineva la concurs. Pentru că ultima dată, deși am făcut comisie, deși ANFMB-ul și-a desemnat reprezentanți, nu s-a prezentat nimeni la concurs. Noi sperăm ca de data aceasta să nu mai avem probleme și să vină cineva, în primul rând să vină cineva la concurs. E adevărat, e vorba de un concurs, nu putem să-l privim ca o angajare directă, dar ca să poată să fie ocupat, în primul rând trebuie să avem concurenți. Și văd că nu se prezintă foarte mulți pe acest post de arhitect șef, care, din punctul meu de vedere, este o vechime de 5 ani de zile și o bibliografie pe care trebuie să o înveți. Postul de arhitect al orașului Târgu Jiu este neocupat de ani de zile. Arhitectul are un rol extrem de important în ceea ce privește sistematizarea și modul în care se construiește într-un oraș.